Salutare tuturor, eu sunt Evo și bine v-am regăsit la o nouă serie pe canal. Acest joc se numește Colat. Am auzit că e de groază, e nasol. Vedeți omul acela care e pe stâncă sau ce ar trebui să fie aia. Sper să nu mă urmărească. Și haideți să începem, dacă vedeți, da, e continuu. M-am jucat puțin, dar nu mi-a filmat absolut nimic. Ok? Deci haideți să începem. Saving. Și acum ce se întâmplă? 56 years ago, Russia, hai, the Northern Ural Mountains, a group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Primul act. S-a spus in? Așa. Perfect. Cred că nu filmează nici de data asta. Deci, ce-am înțeles eu? S-ar trebui să ne alege o chestie, ok? Uite, omul acesta care se uită urât, sper să nu. Sper să fie decât așa, jumpscare-uri ușoare. Să nu ne alege cineva. Sper. Please, please. Și cred că pe aici trebuie să mergem. Da, pe aici. Iată niște copaci.
urâți, să zic. Zăpadă peste tot, suntem aproape de Siberia. Acolo trebuie să mergem, probabil că este cel mai creepy loc. S-a schimbat atmosfera, ba picioarele. Ai, uite niște pași, ce tare. A, da, ce picioare frumoase. Da, acum mergem spre iad, cred. Da, mergem spre iad. Eu mi-au după sunet, că după aceea nu prea am ce. Ce-am găsit? E. A, uite o carte sovietică, ce tare. I'm right behind you. Da, mereu ești în spatele meu. Cum să nu fii tu mereu în spatele meu? Și busul ăla face urât, suntem în neant, la mama naibii de orașe, în mijlocul pustietății, actul 2. Ia să vedem. Deja mai ne... Da. Ce tare. Saving. Vedeți chestia aia roșie? Haideți să mergem acolo. Că nu știu altundeva unde să mergem. Astea. Câte stânci sunt? Una, două, trei. 5 stânci, ce tare. Iubesc stâncile. Și ia uite. Bă, se ce? Asta care duce spre iad. Tot nu dau seama ce înseamnă, dar în fine. Hai pe aici! Că nu putem să mergem undeva mai rău decât pe aici. Hai mă, mergi. Deci dacă mai apare chestia asta în față, eu o să fac urât și o să închid filmarea imediat, ok? Please do not supărați pe mine. Adică am șanse să fac infar dacă mai apare ceva în față. Când eram mic, m-am jucat Amnesia. Nu mi s-a părut atât de horror la început, dar după, când apărau monștrii și nu aveai ce să faci decât să fugi sau să te ascunzi, era nasol. Foarte nasol. Bun, pe unde mergem? Hai pe aici să mergem. De ce nu? Deja... Da. Încep să vorbesc și vorbește ăsta. Tare. Altă intrare spre iad sau ce ar trebui să fie, în care s-ar putea să dea ceva jumpscare, să cade pe scaun. Ia. Ia de cum s-aud voci pe aici.
tot am senzația că cineva e mereu în spatele meu, cum a zis și la începutul jocului. Ia, nu știu. No, nu e nimeni. Aud o cascadă. Cred. Și acum unde e turnul ăla? Trebuie să merg pe aici sau? Nu. Eu nici nu știu pe unde să merg. Avem o hartă, da, avem o hartă, da. Nu știu pe unde să merg. Cred că sunt prin zona aia în nord. Se poate. Te susțin. A, și coborăm jos, ce tare. Iubesc să cobor jos. Undeva e o foaie pe aici. Oh. Nu înțeleg unde e. Chiar nu înțeleg unde e. Haide să mai mergem, că... Na, ia uite. Chestia asta deja devine cam scary, rău. Aud o foaie pe care știu că trebuie să o luăm, dar nu știu pe unde e. Aici ajungem. Da. Haide să mergem și pe aici. Poate dăm de dracu. Bine, ar fi un episod interesant dacă m-ar alerga ceva. Adică aș lua audiență, dar... Eu... Cum să vă zic? Aș rămâne cu sechele. Astea sunt cuvintele potrivite. Aici este ceva? Nu, absolut nimic. Deci înseamnă că pe cărarea asta de rahat trebuie să găsim pe dracu. Și aici nu e absolut nimic. În fundătură. Hai pe aici atunci. Să vedem ce găsim. Yay. Ha. Da, am avut dreptate, cred că l-am găsit pe dracu. Cine... Măta ești tu? Ești foarte sexy. Bă, fac pe mine. Pe bune! Pe bune! Și acum o să dau de dracu și o să mă mănânce. Ba, picioarele. Ia uite ce cranii frumoase, mă simt ca în The Forest.
Acum v-ați zis că vin spre el. Da, iubesc jocul ăsta, nu-l iubesc absolut, dar în fine. No, nu, te rog să nu mai apară absolut nimic, please. Please. Nothing, nu vreau nothing. De fapt, vreau nothing să apară. Ei, și acum plecăm de la dracu de acasă. Tatălui și al fiului și strâmbtei duhamnă. No! 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 No, eu nu vreau asta. Scuze că te-am deranjat, îmi pare atât de rău, nu știam dacă asta este casa ta sau nu. De Doamne să nu apari. Îmi pare atât de rău. Oh. Pleacă naibii de aici odată. Deci aici este cărarea spre iad, ok, am înțeles. Scrie. N57E. Stai. Îmi dau seama. Bă, da, mai găsesc și undeva să dau save. S-a auzit ceva. Stai puțin. Asta e înfântură, deci trebuie să mă întorc, nu? No! Nu, nu vreau să mă întorc acolo. M-am blocat pentru o secundă. Aici era drumul spre iad? Nu știu. Hai să vedem. Nu, pe aici n-am fost. Și sper să nu mai mergem pe aici. Where are you? Oare? Oare unde sunt? Ce chestie aia? No. Te rog!
Nu! Nu știu, nu prea vreau să merg pe aici. Stai ceva pe aici. Da, nu mai vreau să citesc. Tu glumești, nu? Sper că nu mă întorc la dracu acasă. Ăștia sunt... Ce poate să mai fie pe acolo? No. No, 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 te rog să nu apari. Că a apărut ceva. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatic. Oh. Nu! Da, bun. Cam atât a fost cu episodul acesta. Nu uitați să dați un like, un share, să vadă toată lumea. Să vă abonați, este acolo butonul. Clopoțelul acela să vă trimite notificări, că unul nu trimite. Și să scrieți și voi ceva acolo în comentarii, frumos, ce să mai fac, cu ce am greșit, pe unde să merg să nu mai fac infart și să termin jocul. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa!